Rămânem tot pe rețelele de socializare, iar copiii nici măcar încă nu apar pe lume, că deja sunt expuși pe diverse rețele de socializare. De fapt, nu este o zi în care să nu vedem poze de la ecograf, teste de sarcină, nou născuți în cadrul sesiunilor foto care acum sunt tare la modă. Tema expunerii pe rețele de socializare a stârnit o mulțime de controverse. Unele instituții de protecție a minorilor chiar bat alarma. Fotografii cu femei însărcinate curg pe online vreme de 9 luni. Apoi vedem nou-născutul. Urmează sute de poze mai nud sau mai puțin. Adorabilități dormind sau râzând pe oală, în cadă, alergând goi pe plajă. Toate publice, la discreția oricui. Astăzi puțini adulți înțeleg ce fac eu rău prin faptul că îmi postez copii care sunt atât de minunați. Da, copii perfecți nu sunt, dar fiecare mamă l-are. Care ar putea fi răul? Nuditatea, în general, ca fenomen, ea ar fi bine să fie un tabu în oricare rețea de socializare. La noi încă nu există conștientizarea faptului că există o astfel de categorie bolnavă, acei pedofili care doar prin vizualizarea acestor imagini deja primesc plăcere. Un motiv în plus pentru a avea grijă de ce postați este faptul că orice poză care nimerește în rețeaua internet rămâne acolo pentru totdeauna. Sunt anumite sisteme care stochează datele voastre, inclusiv și pozele. Și chiar dacă vă ați șters poza din profilul vostru, chiar dacă ați șters poza din cadrul paginii voastre, ea rămâne la mine în sistem. Și atunci eu pot să o folosesc oricând doresc și oricum vreau eu. Un sfat este să adăugăm în prieteni doar prieteni. Deci în cadrul rețelei de socializare aveți posibilitatea să setați ca poza să o vadă sau cineva concret sau un cerc de oameni concret. Să fii atenți, pentru că sunt foarte mulți oameni care pot la orice moment să te provoace cu întrebări, cu să te provoace și să te atace, de fapt, că îți etalezi viața. De asemenea, specialiștii recomandă să avem grijă la conținutul pozelor. Fiți atenți! Ce mesaj aduce fotografia dumneavoastră cu îngerașul vostru? Este un mesaj care inspiră la lucruri frumoase sau, din potrivă, este o fotografie care invită multă lume de prost gust să aibă niște fantezii absolut perverse. Orice străin poate salva în laptopul lui cu un click pe dreapta orice poză cu copilul dumneavoastră și le poate folosi apoi în scopuri personale. Credeți că e ok? Așteptăm părerile dumneavoastră în comentarii.